Clasa a 9AF a realizat pornirea unui motor asincron trifazat cu rotorul în scurt circuit și inversarea sensului de rotație folosind componente NOARC, precum și componente din laboratorul de electrotehnică sub îndrumarea profesorului Notiță Violet. Schema realizată conține întreruptor automat, două contactoare, siguranțe automate, două relele de comandă, un releu de temporizare, o sonerie, o cheie de comandă și butoane de pornire. Funcționarea montajului constă în: se cuplează întreruptorul automat care alimentează circuitul de forță, se cuplează siguranțele care alimentează circuitul de comandă, cheia S1 se trece în poziția 1 și se apasă butonul de pornire 1. Iar motorul se va roti într-un sens timp de 10 secunde. Cheia S1 se trece în poziția 2 și se apasă butonul de pornire 2. Motorul se va roti în celălalt sens de asemenea timp de 10 secunde. Timpul de funcționare se poate modifica din releul de timp după necesități. Soneria atrage atenția asupra funcționării motorului. Vă mulțumim!